presa liberă trecere cu Loredana Bălan la TV Sat. Bună seara, bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Sunteți din nou la Presa Liberă Trecere. Avem o ediție în care discutăm cu domnul primar Sorin Cârjan. Avem câteva subiecte importante pentru dumneavoastră. Bugetul local al municipiului Râmnicu-Sărat, parcările de reședință, dragi telespectatori, dar și curățenia, un subiect care ne privește pe toți. Spunem bună seara și bine ați revenit, domnule primar. Să-ți bună, bună seara, îi salut și pe telespectatorii care ne urmează la această oră. Nu știu dacă aceasta va fi ordinea în care vom aborda noi în această seară subiectele, dar mă gândesc că după prioritate, după importanță, cam acestea ar fi, pentru că recent ați votat în cadrul Consiliului Local Municipal bugetul acestui an, un buget despre care ne-ați mai vorbit, dar dacă sunteți de acord în câteva cuvinte să le reamintim râmnicenilor despre ce este vorba. Un buget în care sunt vizate și în 2024 investițiile, da, la nivel de comunitate. Vom avea în ședința ordinară de la sfârșitul acestei luni o completare a bugetului, în sensul că și instituțiile vor avea aprobate bugetele pe fiecare sector de activitate. Pot să vă spun în linii mari că și anul acesta vom continua marile investiții pe care am început în urmă cu 2 ani și anul acesta pondere importantă din buget vor reprezenta investițiile. Este un proiect e deja un buget de dezvoltare. Vom începe curând alte investiții majore în municipiul Râmnicu-Sărat. O să vă spun în cuvintele următoare, în minutele următoare, probabil o să fac referire la cel mai important proiect de modernizare, respectiv proiectul cu finanțare din programul național Angel Salini. Dar ca o, să spunem, constantă a ultimilor ani, dezvoltarea municipiului, atât în a infrastructurii, cât și a spațiilor verzi, cât și a modernizării unor instituții, este în continuare o prioritate pentru administrația locală. Dacă sunteți de acord să continuăm pe această linie, să discutăm despre acest proiect, cel mai mare proiect, așa cum l-ați numit, de dezvoltare de infrastructură la nivelul municipiului Râmnicu-Sărat. Foarte curând vom finaliza procedura de licitație, care va avea ca obiect atribuirea contractului de lucrări pentru proiectul Angel Salini, care înseamnă 20 de străzi, înseamnă modernizarea drumului european de la intrare și până la ieșirea din municipiu. Nu este vorba doar de carosabil, este vorba și de trotuare, de spațiile verzi, de rețele de telecomunicații. De asemenea, sunt 14 străzi din cartierul Bariera Focșani și alte câteva din municipiu. Este, cum spuneam, cel mai mare ca importanță, pentru că vizează artere de maxim interes și, de asemenea, și ca valoare. Sunt aproximativ 6 milioane de euro care înseamnă această finanțare. De asemenea, foarte curând, deja am discutat în teren cu inginerii care vor gestiona această activitate, din partea constructorului care vor executa lucrările pentru contractul de lucrări numărul 10 din investițiile pe care compania de apă le va face în județul Buzău. Sunt investiții de aproximativ 15 milioane de euro, investiții foarte mari. Le-am prioritizat. Primele lucrări vor fi executate deja pe străzile care sunt în curs de modernizare, pe proiectele pe care le avem în desfășurare. Am să dau doar câteva exemple. Străzile din cartierul 7 Noiembrie, Dudului, Privighetorilor, de asemenea din cartierul Barasca, Mesteacănului, și mai sunt câteva străzi care vor face, să spunem, juncțiunea cu străzile deja asfaltate, din cartierul Sârbi, strada Cătunu Moilor. Deci toate străzile pe care, să spunem, le-am lăsat la un moment dat nefinalizate pentru că aveam aceste lucrări pentru rețele de apă și canalizare, vor fi abordate în perioada următoare, după care ne vom muta în cartierul Costieni, un cartier pe care îl vom moderniza în perioada următoare, dar de care aveam nevoie de aceste lucrări pentru a ne asigura că nu vom mai avea probleme cu rețelele de apă și de canalizare. Cum spuneam, sunt proiecte foarte mari, atât ca importanță, cât și ca desfășurare de lucrări.
erau permiceni să aibă răbdare, să manifeste înțelegere, pentru că acolo unde șantierele ajung, cel puțin pe o perioadă scurtă, sperăm noi, de timp, lucrurile vor fi ușor, să spunem, dereglate. Dar la final ne vom bucura de alte străzi modernizate, alte rețele reabilitate, ceea ce va duce la un confort sporit din partea pentru râmniceni. Nu v-am întrebat, odată cu debutul lucrărilor pe 85, traficul va fi restricționat, deviat? Ce se va întâmpla? Am urmărit permanent fluxul de lucrări pe segmentul de autostradă A7 care ne privește. Este vorba de segmentul Focșani-Buzău. Se lucrează și cu satisfacție am urmărit anunțul primului ministru că în toamnă se va putea circula. Este practic primul tronson de drum pe autostrada A7 Moldova pe care se va circula. Trebuie cunoscut faptul că aceste lucrări au fost, să spunem, prioritizate și pe sectorul acela de drum, pentru că Râmnicu Sărat, la momentul acesta, este greu de trecut. Nu este o expresie care să ne placă neapărat, dar pentru participanții la trafic, pentru cei care se deplasează spre Moldova, dinspre București sau merg spre capitală, este din ce în ce mai greu de trecut. În consecință, la momentul lunii septembrie, probabil, se va muta traficul greu pe autostradă, ceea ce ne va da posibilitatea să lucrăm, zicem noi, în condiții mai bune pe tronsonul pe care îl avem în administrare din drumul european. Cu siguranță lucrurile vor începe mult mai devreme, însemnând spații verzi, însemnând trotuare, însemnând rețele de electricitate și de canalizații. Sunt și celelalte străzi pe care le avem în programul de modernizare, dar toate le-am legat pentru a nu crea blocaje, cunoscut fiind faptul că atunci când deschizi un șantier, oricum există blocaje și din punct de vedere al traficului rutier, cât și al circulației pietonale. Deci, cum spuneam ca o concluzie, suntem pregătiți să începem noi șantiere, punându-le oarecum în concordanță cu lucrările deja începute. Domnule primar, pe celelalte șantiere deschise, existente în municipiul Râmnicu Sărat, cum stau lucrurile, care sunt stadiul lucrărilor? Vorbim de cartierul Anghel Salini, spre exemplu. Se lucrează peste tot. Multe proiecte au lucrările în mare parte finalizate, ceea ce înseamnă că în perioada următoare vom începe să facem recepția la terminarea lucrărilor pe majoritatea proiectelor. Credem noi că până luna aprilie, mai cel târziu, toate proiectele cu fonduri europene vor fi închise și vom deschide, iată, noi șantiere. E vorba de Anghel Salini în mod special. De asemenea, în perioada aceasta fundamentăm și proiectele pe viitorul exercițiu financiar, viitoarele axe, pentru că nu stăm niciun moment. Chiar dacă la momentul acesta avem în implementare, iată, spre final, proiecte din precedentul exercițiu, mintea noastră, gândul nostru a fost întotdeauna și la viitor, așa încât am fundamentat deja proiectele pentru dezvoltarea municipiului. Vă întreb de internatul fostului liceu agricol. Da, sunt avansate lucrările acolo. Deja locuitorii din zonă sunt foarte, foarte fericiți pentru că încep să se vadă din exterior aceste lucrări. Mai mult decât atât, după ce parcul a fost reabilitat, toată zona internatului și chiar a gării vechi, toată această zonă s-a făcut o curățenie generală și arată altfel. De fapt, perioada aceasta și voi aborda în subiectele următoare o temă foarte importantă pentru noi, cea a curățeniei. Iată că Râmnicu, și datorită instituțiilor subordonate Consiliului Local și a cetățenilor, este din ce în ce mai curat. Încă nu este la nivelul așteptărilor tuturor, dar este cu fiecare an mai aproape de ceea ce ne dorim cu toți. Vom discuta imediat despre această problemă. Luna martie știu că este dedicată curățeniei, luna curățeniei la nivel național, dar înainte de toate, domnule primar, parcările de reședință. Un subiect care a împărțit și de această dată râmnicenii în două tabere, unii chiar s-au revoltat.
Vorbim de locuitorii de la blocuri, probabil și cei care locuiesc la case. Probabil vă gândiți la ceva măsuri și pentru dumnealor în ceea ce privește parcarea autoturismelor. Cert este un lucru, prețul parcărilor de domiciliu este de 200 de lei anul acesta, în 2024, și începând cu 2025 e 238, așa cum a fost propunerea inițială. Bun, acum să o luăm pe rând și să încercăm să lămurim un pic situația, pentru că între timp avem elemente clare. Tot la dumneavoastră emisiune, atunci când mi-a spus că există această temă foarte fierbinte la nivelul comunității, oamenii sunt foarte supărați că am crescut atât de mult prețul parcărilor și am spus, iertați-mă, nu a fost crescut prețul parcărilor, este doar o propunere din partea societății, este justificată, pentru că în orice creștere din partea unei societăți există o fundamentare, doar că în Consiliul Local se va stabili, funcție și de principiul suportabilității, nivelul la care noi vom accepta această creștere. Întâi de toate că parcarea este ceva facultativ, dacă nu ne convine prețul, nu o luăm, nu trebuie să avem un contract pentru parcare, deci practic nu ne obligă, sunt localități unde toți posesorii de mașini plătesc parcarea. La Râmul Sărat, slavă Domnului, nu s-a întâmplat lucrul acesta. Deci dacă ni se pare că parcarea este în continuare mare, nu trebuie să avem un contract. De asemenea, spuneți-mi un domeniu unde nu au crescut prețurile. Deci nu aveam cum să nu creștem prețurile, pentru că societatea care gestionează această activitate are o balanță, este, dacă vreți, legea guvernării corporatiste care îi obligă să aibă un raport între încasări și cheltuieli. Deci nu primarul Sorin Cărjean, nu consilierii municipali, nu directorul sau conducerea instituției și-a dorit această creștere, ci era impusă de regulile economiei de piață. Acum, revenind, eu nu cred că, fiindcă am dat și exemplul acesta, eu nu cred că este o temă reală. Dacă ne uităm în ce înseamnă cifră, 0,55 de bani, aproape că nu avem monedă să putem să facem tranzacția aceasta pe zi, înseamnă o creștere. Deci ieșim cu mașina din parcare și în momentul în care am dat cheie, am ars deja combustibilul, este 7 lei, în jurul cifrei de 7 lei și mai mult, un litru de combustibil, că este benzină sau motorină, în ziua respectivă, iar noi dăm 0,55 de bani pe parcare. Creșterea este chiar mai puțin, creșterea reală este de 0,15 bani. Oameni buni, deci iarăși nu avem fisă ca să putem să cuantifica această creștere. Eu cred că, mai degrabă, perioada aceasta sensibilă în care ne aflăm le-a dat unora apă la moară ca să începem să ne văităm, să ne lamentăm, ca să ne înțelegem, și cred că am făcut dovadă lucrul acesta. Ori de câte ori pot și din poziția pe care o am, am această, să spunem, facilitate, vreau să-i protejez pe renunceni. Acesta este și motivul pentru care în mandatul meu de primar niciodată nu am crescut taxele și impozitele locale decât le-am actualizat cu rata inflației, pentru că suntem obligați prin lege să facem lucrul acesta. Deci dacă Sorin Cârjean sau Consiliul Local nu s-ar fi gândit la renunceni, am fi acceptat din start prețul pe care societatea l-a avansat. Credeți că a fost saltul mult prea mare de la 150 de lei anul trecut la acea propunere de 238? Și ne gândim la toți cetățenii, domnule primar. Și să înțeleg că am greșit, că nu am crescut an de an, dar oare în anii în care nu am crescut, pentru că societatea era într-o situație mai bună. Nu i-am protejat pe rămicieni? În ultimii doi ani nu am făcut creșteri, cum în precedenții 4 ani până la creșterea din 2022 nu am avut o creștere. Atunci nu i-am protejat pe râmniceni? Deci am făcut-o ori de câte ori am avut ocazie, dar în fața evidenței, în fața, dacă vreți, situației în care ne-am aflat, nu aveam variantă. Sau varianta pe care a propus-o societatea, am înjumătățit-o. Jumătate din creșterea anul acesta, jumătate va fi anul viitor, pentru că oricum am spus că în toamnă se impune un alt regulament pentru parcările de reședință și nu numai. Plecând de la realitățile momentului. Una era atunci când am făcut noi regulamentul și alta este astăzi. Numărul mare de mașini ar trebui să ne dea de gândit. Ce dorim să facem? Să transformăm întregul oraș într-o mare parcare sau să avem un aer respirabil, să avem loc să putem circula, să avem loc și ca pietoni și pentru biciclete. Deci trebuie să avem o dezbatere reală
după ce s-o fi terminat toate ciclurile electorale și să vedem ce ne dorim să facem din acest oraș. E mult mai bine atunci, după finalizarea. Fără doar și poate că deciziile corecte le luăm atunci când este liniște, când este stabilitate. Pentru că nouă ne este greu astăzi să administrăm un oraș în fața unor teme pe care cineva se străduie să le arunce. Și dacă veți avea, eu știu, aplecare, dumneavoastră oricum o faceți, da, râmnicenii, vor vedea că temele care sunt aduse la Râmnicul Sărat nu sunt, susținute de râmniceni. Deși aș vrea, v-am spus de la început, să discutăm doar probleme ce țin de administrația publică locală. Eu nu vreau să vorbesc decât despre râmnicenii, despre problemele de administrație, dar oare nu suntem astăzi tocmai într-un astfel de moment în care teme electorale sunt aruncate în administrația locală? Deci eu nu vreau și ați văzut că... Fac referire doar la cei râmniceni, cărora probabil s-a apărut această sumă mult prea mare în raport cu celelalte prețuri pe care le-au de suportat. Deci la momentul acesta, creșterea pe care am adăugat-o înseamnă un pahar cu apă. Ați fi putut ca acest procent să fie menținut la un nivel mult mai... Este maximum pe care puteam să-l obținem de la cetățeni, așa fel încât să nu să spunem, îngreunăm și mai mult coșul cheltuielor, dar este minimul pentru supraviețuirea societății. Deci societatea, trebuie să înțelegeți, nu și-a stabilit ca obiectiv o rată a rentabilității, așa cum fac societățile comerciale obișnuite. Este o societate în subordinea Consiliului Local. Deci ei merg pe minimum prevăzut de lege, în așa fel încât să aibă voie să funcționeze. Dar nu putem, ca în comunism, dacă vreți, să suportăm toate pierderile de la bugetul local. Nu avem voie să facem lucrul acesta. Domnule. Și dacă bugetul ar avea, să spunem, sume considerabile, noi n-am putea suporta toate pierderile pe care societățile comerciale din subordine le înregistrează. Dar ce le răspundeți acelor râmniceni care spun că autoturismele nu ar fi în siguranță în aceste parcări și de ce ar trebui suportată suma? Sunt mulți râmniceni care înțeleg că este un serviciu pe care trebuie să-l suporte, pentru că dumnealor au fost de acord în momentul în care s-a instituit această măsură. Puteți am fost de acord toți cu parcările de domiciliu. Da. Puteți să-mi spuneți undeva un loc în lume unde nu se întâmplă nimic în parcări? Ca și când faptul că plătești un loc de parcare îți asigură cineva integritatea? Iertați-mi expresia, oricând un nebun poate să vină să-ți distrugă mașina, el se supune la alte reguli, alte legislații. Orașul, din fericire, are mare parte din zone acoperite cu sistemul de monitorizare. De multe ori se întâmplă să reușim să găsim făptașii pentru astfel de acțiuni reprobabile, dar nici nu putem să venim să spunem, domnule, noi plătim 200 de lei, dar știți, vrem un loc luminat și în mare parte locurile sunt luminate, locul păzit, marcat, făcută de zăpezire, făcută curățenie, cât am mai vrea pentru 200 de lei? Hai să împărțim să vedem ce ar însemna 200 de lei, pentru că oricum acum acolo avem niște funcționari care îți asigură măcar serviciul acesta de a căuta pe cel care ți-a blocat locul și a încerca să-ți deblocheze în cel mai rapid fel cu putință. Deci este prea mult să cerem la Râmnicul Sărat ceva ce nu s-a mai inventat pe planetă și permanent să găsim niște vinovați. Suntem supărați pe administrație, pe societatea comercială, pe director, pe primar. Nu trebuie să ne supărăm pe oamenii aceștia care încearcă să facă lucrurile să funcționeze. Și cel mult să ne uităm către cei care au, din păcate, dau dovadă de proastă creștere și sunt situații, din nefericire, care le creează probleme cetățenilor. Dacă tot vorbeați de dată zăpada din locul de parcare, vorbim puțin de curățenie. Da, curățenia trebuie să înceapă cu noi, cu fiecare dintre noi. Le spuneam în urmă cu mulți ani râmnicenilor că trebuie să ne implicăm fiecare ca să ne bucurăm de condiții firești de viață. Ne dăm zăpada din parcare, ne dăm zăpada din fața blocului. Așteptăm, bineînțeles, și intervenția autorităților, că de aceea sunt angajați niște oameni, dar trebuie să respectăm, da, munca angajaților de la Aquaterm, de la ADP Râmnicul Sărat, pentru că sunt și oameni care nu o fac. Sigur, n-am să spun că în toate situațiile am reacționat 100% cu profesionalism, dar nici n-aș merge în partea cealaltă să spunem, domnule, sunt instituții care nu-și fac treaba. Noi ne străduim să ne facem de fiecare dată și spre lauda lor, cei mai mulți dintre angajații noștri o fac. Din fericire, pe de-o parte, în sensul că nu am mai cheltuit sume importante de bani, nu am pierdut timp,
și nu am mai risipit, să spunem, forță de muncă. Ienile au fost mai blânde și nu am avut multe momente în care a trebuit să intervenim. Din nefericire pentru noi toți și pentru mediul în mod special, faptul că nu am mai avut ierni a însemnat un deficit major de apă, ceea ce a produs alte dezechilibre. Eu aș vrea însă să revenim la normalitate, să înțelegem și beneficiile pe care iarna ni le aduce și beneficiile pe care precipitațiile ni le aduc și atunci când, să spunem, suntem, să spunem, ne lovim de astfel de fenomene naturale, să le luăm ca atare, să punem umărul ca să putem să revenim la normal și să înțelegem pe aceia care nu pot peste noapte să facă față întregului front de lucru. Acum trebuie să mai spunem un lucru. De mulți ani am folosit sintagma că a venit vremea cartierelor mărginașe și iată, slavă Domnului, a venit. Vedem 6 cartiere care schimbă pe zi ce trece fața. Dar vreau să știți că suprafața acestor cartiere, străzile pe care le avem între timp asfaltate și faptul că instituțiile subordonate intervin și acolo, face ca volumul de muncă să crească, suprafața pe care ei trebuie să intervină să fie mult mai mare și e normal ca cu aceiași oameni să nu putem face mai repede și mai mult. Deci sunt niște limite peste care nu putem trece, limite umane, nu avem încă, să spunem, eficiența mașinilor și sper să nu avem vreodată, sper să nu vedem noi foarte curând, nu că aș fi împotriva tehnologiei sau, să spunem, a tendințelor, dar va fi o zi tristă în care vom avea oameni care să măture mașini, oameni care să ne învețe copiii la școală mașini, oameni care să ne treacă strada mașini, șoferi și așa mai departe. Este o perspectivă, dar până atunci trebuie să ne ajutăm unii pe alții, pentru că vorbind de curățenie, un lucru pe care putem să-l constatăm. Râmnicul Sărat față de anul 2016, ia un an oarecare, este mult mai curat. Față de ceea ce va fi peste 2 ani de zile, încă mai sunt lucruri de pus la punct, dar dacă este să facem mai mult, trebuie să facem împreună cu cetățenii, pentru că noi, din punct de vedere al intervenției administrației locale, am făcut cam tot ce era de făcut. Poate să mai extindem un pic după ce vom finaliza modernizarea străzilor, să mai cumpărăm câteva automăturători, să putem intra cu măturatul stradal către toate cartierele mărginașe. În rest, credem că am acoperit la momentul acesta cu disponibilul pe care l-am avut. Și ce le scapă cetățenilor? Ce stă în puterea cetățeanului? Încă nu avem mentalitatea unui oraș european. Ne dorim un oraș european. Copiem în multe situații modelul european, inclusiv în ceea ce privește modul în care se administrează un oraș, dar mentalitatea noastră a rămas un pic în urmă. Să vină primarul, să vină ADP-ul, să vină Acvatermul să ne facă în fața porții, pentru că noi plătim taxe și impozite. Ei, vreau să știți, oameni buni, că noi plătim taxe și impozite și e normal să le plătim și le mulțumesc celor care o fac și care dau dovadă de spirit civic, dar trebuie să știți că din punct de vedere al taxe și impozitelor, chiar dacă ni se pare că sunt mari și sunt, în raport cu nevoile unei comunități, pentru că aceleași operații, aceleași costuri și în România și în Germania sunt. Doar că acolo taxele și impozitele sunt mult mai mari și automat, având bani mai mulți, poți face mai mult. Deci eu nu fac un reproș nimănui. Dimpotrivă, le mulțumesc tuturor râmnicenilor care au înțeles și sunt din ce în ce mai mulți. Dacă astăzi suntem o administrație eficientă, suntem datorită dumnealor, în primul rând, și pe urmă modul în care noi ne-am organizat, dar este în mod categoric un salt de modul în care suntem astăzi în raport cu anii din urmă, dar este nevoie de mai mult și pentru diferența o fac oamenii cu o mentalitate potrivită. Ce va reprezenta Luna Curățeniei pentru Râmnicul Sărat? Care vor fi acțiunile care se vor desfășura în această perioadă? Am început deja, încă din luna octombrie, să pregătim Luna Pădurii, pentru că sunt două secvențe în ceea ce înseamnă activitatea administrației publice locale la care și râmnicenii sunt invitați să participe, cu lucrătorii de la Spații Verzi, de la TUC și de la Administrația Domeniului Public. Practic, din luna octombrie, nu contenim să facem curățenie, să pregătim orașul pentru noi plantări. Deja ați văzut că pe străzile pe care le-am modernizat, Sava Roșescu, Ștefan cel Mare, și acum, făcând o paranteză, am anunțat că după ce vom tăia pomii și vom asfalta, vom planta, iată că vorbele noastre au acoperire. Dar vom merge și vom face mai mult de atât.
Vom crea la marginea orașului liziere de arbori, odată pentru că avem nevoie să ne protejeze și să ne dea mai mult oxigen, iar munca acolo o facem cu oamenii pe care avem în subordine, dar facem apel și la râmnicieni, că avem nevoie de mai multe forțe și brațe de muncă. Nu e suficient să plantăm un pom, trebuie să avem grijă de el pentru că este un suflet. Dacă este în fața porții, să-i dăm atunci când este sete o găleată cu apă și să-i ajutăm pe cei de la administrația domeniului public, care vor fi zi lumină montați pentru acest lucru, să ude pomii, dar nu vor putea face având în vedere întinderea, cum spuneam, de care lucrurile pe care le vom face. Legat și revenind la luna curățeniei, e important să facem curățenie în gospodărie, dar unde aruncăm e și mai important să folosim societatea de salubrizare, pentru că sper să avem toți un contract cu operatorul. Mai sunt mulți la râmnicieni care încă nu au un asemenea contract? La un moment dat, majoritatea au contract. Din nefericire, faptul că nu plătesc câteva luni îi determină pe cei de la operator să asisteze furnizarea acestui serviciu, ceea ce ne îngreunează și mai mult activitatea pentru a relua acest serviciu. Persoana respectivă trebuie să plătească în avans 6 luni. Aici e o discuție pe care, noul contract, o discuție pe care am făcut-o cu conducerea societății, să încercăm să scoatem această prevedere pentru a-i determina pe râmniceni să-și plătească lună de lună serviciul, sau dacă cumva au uitat o lună, două, să plătească și serviciul să intre normal. Nu vă mai bucurați la chilipiruri. Nu vă mai bucurați că mai găsiți pe cineva dispus să vă ia gunoiul din gospodărie. Gândiți-vă că acel om va arunca gunoiul la întâmplare și ne creează mare de serviciu. Cineva va trebui să curețe acel gunoi, ne va costa și să curățăm și să ducem acel gunoi. O folosiți doar operatorul. Vineri vom avea o întâlnire cu președinții și administratorii asociației de proprietari și acolo e nevoie să facem mai mult și să conjugăm eforturile noastre. Sunt atâtea lucruri de făcut, dar, cum spuneam, trebuie să ne folosim de pașii pe care deja i-am făcut. Deci după o lună în care toată lumea își face curățenii și aruncă unde trebuie gunoiul, cu siguranță râmnicul va arăta mult mai bine decât arată astăzi și vom pregăti marea campanie de plantări, pentru că o mare parte din locurile pe care astăzi le curățăm tocmai pentru a le pregăti pentru plantări. Și în această primăvară ne vom bucura de mai multe parcuri la Râmnicu Sărat, de mai multe spații verzi. Cu siguranță au fost finalizate în ultimii ani zone verzi, parcuri. Iată că am deschis și în perioada următoare veți vedea la unitatea militară că lucrurile se schimbă. Vom, desfința gardurile, pentru că ele sunt practic la momentul acesta și ca imagine, creează o imagine dezagreabilă, plus că vrem mare parte din unitatea militară să o transformăm într-un parc. Vom crea acces din străzile adiacente, mai ales că șoseaua Podgorii va fi modernizată. Ne dorim ca toate oazele acestea de vegetație, de verdeață, de zone verzi, să fie la dispoziția râmnicienilor. Doar că acelea nu sunt invitații la locul unde să aruncăm gunoaie, ci să petrecem într-un mod agreabil timpul cu familia, cu prietenii. Credem că locuitorii din Anghel Saligny au înțeles aceste lucruri și nu au deteriorat, ci din contra au păstrat ceea ce ați plantat în urmă cu 2 ani, cred, da? Acolo. Din fericire, și parcul acela și cel din Slam Râmnic s-au păstrat. Mai sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim, în sensul că perioadele se schimbă în sezon. Se schimbă arborii care nu s-au prins sau care s-au uscat datorită condițiilor meteorologice. Chiar dacă în zone respective vin și locuitori din alte zone, spre lauda lor, iată că sunt foarte puține situații în care s-au distrus bunurile. Cele mai multe bunuri care se distrug sunt din zona blocurilor în continuare. Cheltuim foarte mulți bani pentru a putea ține în funcțiune aparatura pentru copii, topogane, leagăne și așa mai departe. Deci acolo în continuare nu reușim să convingem pe râmnicieni că sunt bunurile noastre și în loc să cumpărăm alte uh,
jucării pentru copii, ar trebui să le păstrăm pe acestea și să ne ducem către alte zone unde momentan nu avem astfel de și tot mergem pe această cale a convingerii? Sigur că facem și constrângeri și să vă dau un exemplu. Zilele trecute ne-am tot lovit așa și de sesizările urgenți, nemulțumiți de faptul că cineva nu-și face treaba, că de acolo pleacă. Niște cetățeni s-au trezit aproape în miezul nopții aruncând hârtii pe stradă, în plin centru. Iată că, spre lauda lor, poliția locală și-a făcut datoria, identificată, amendat, dar fapta oricum rămâne. Deci noi ar trebui să avem oameni care să nu facă astfel de fapte, nu să constatăm cine a făcut și să dăm amenzi. Deci aici vorbeam de mentalitate. Mentalitatea ne ajută nu să identificăm pe cei care au creat astfel de situații, ci să nu mai facem. Ce satisfacție putem avea că aruncăm un braț de hârtii pe domeniul public și vedem cum le ia vântul și le împrăștie. Practic zădănicem toată munca unor oameni care s-au chinuit să facă curat acolo. Acum, legat de, ca o constatare pe care o fac toți aceia care vin la Râmnicu Sărat. Spun că Râmnicu este un oraș curat. Ne felicită pentru modul în care o facem. Pentru că au termen de comparație. Noi, dacă mulți dintre noi nu ieșim din Râmnic, mi se pare nouă că față de apartamentul nostru, față de curtea noastră unde ne păstrăm curățenia, pentru că doar noi intrăm acolo, mi se pare că Râmnicul este murdar. Dar Râmnicul este tot apartamentul nostru, este tot curtea noastră. De ce ar trebui cineva să o murdărească? De ce ne gândim permanent că nu vine cineva de la administrația domeniului public, de la Acvaterm, sau așa cum așteaptă toată lumea, de la beneficiarii venitului minim garantat, de la ajutor social? De ce ar trebui să vină cineva să măture după noi? Hai să nu mai aruncăm gunoaie. Hai să facem în așa fel încât gunoaie să meargă în zonele și serviciul odată organizat, zonele cu acest specific și să ne bucurăm de curățenie. Domnule primar, eu tot dau mereu exemplu românului de la țară, care face în fiecare dimineață curat în fața porții, pe domeniul public. Nu-l interesează, nu așteaptă pe cineva de la primărie să vină să facă curățenie. Din păcate, putem da exemplul acesta, dar nu ca în alți ani, cu mulți ani în urmă, pentru că, din păcate, se întâmplă lucrul acesta și gunoiul pe care îl strâng din fața casei îl aruncă în spatele casei. Este o imagine dezastruoasă pe care România o are în terenuri agricole, în liziere de pădure, chiar în pădure, pentru că oamenii încă mai au acest exercițiu de a-și face curat și să arunce undeva. Am văzut anul trecut aici, aproape de noi, lângă pod, la intrarea deci municipiului Râmnicu Sărat. Deci vreau să știți că astăzi, și nu fac o culpă cuiva, pentru că eu știu, sunt în discuții cu colegii mei primari din mediul rural, știu câte eforturi fac. Dar și acolo trebuie să reveni la mentalitatea țăranului, cea sănătoasă, de a-și face curat și a face ceva cu gunoiul acela în care să nu-l dăm altora bătăi de cap. Deci, cum spunea, România arată deplorabil la limita localităților și cele mai curate zone ale țării sunt tot din mediul rural, din mediul urban. Din păcate... Faceți referire la existența unui contract de salubrizare, da? Pe de o parte, pe de altă parte, exercițiul acesta de a merge la oraș și a lăsa gunoiul pe câmp. Îmi pun în mașină gunoiul și în drum spre oraș, spre serviciu sau spre școala copiilor, las în pădure gunoiul sau la marginea orașului sau, în cel mai fericit caz, într-un loc amenajat din oraș. Deci, din păcate, spun iar din păcate pentru a nu știu câta oară, pentru că aș vrea să spun din fericire. Din păcate, România nu are un plan de care să ne ținem cu toții, chiar dacă el există, dar în practică lipsește cu desăvârșire, și imaginea pe care astăzi o avem este creată așa pentru că niște oameni cu o mentalitate greșită zădănicesc eforturile unor oameni de ani de zile. Și acum să mai spun ceva legat de mediu. De curând au fost anunțate sumele cu care România este penalizată, a intrat în infringement pe mediu. 1,5 miliarde de euro va plăti România pentru că niște depozite neconforme nu au fost închise. Oameni buni, Râmnicu Sărat avea două astfel de depozite pe care le-a închis, pentru că vestea proastă este că în curând administrațiile locale pe raza cărora activează acele depozite vor plăti amenzile împărțite, amenda României, la aceste OAT-uri. Sunt în jur de 50. Mai avem ceva de rezolvat? Deci iată, mai avem o iregulă, dar și acolo cheltuim sume, suntem în monitorizare, facem ce trebuie, dar gândiți-vă că ani de zile noi am cheltuit sume
pe care am putut să le ducem în parcuri, în modernizări, dar noi nu am făcut în multe situații ce am vrut, ci ce a trebuit să facem ca să nu ajungem în astfel de situații dificile. Deci, pentru că nu ne laudă nimeni, o să o fac eu. Administrația locală este o administrație responsabilă, o administrație care de ani de zile face ceea ce trebuie, cu gândul la viitor, punem la punct lucrurile care ne creează probleme din trecut. Nu ne văităm, mergem înainte, suntem dornici să facem treabă și așteptăm lângă noi pe toți aceia care înțeleg că Râmnicu Sărat este curtea noastră, Râmnicu Sărat este casa noastră și dacă o vrem mai frumoasă și mai trainică, trebuie să o construim sau o reconstruim cu toți. Mulțumim, domnule primar. Sper să țină cont de aceste recomandări toți râmnicenii dacă vor să se bucure, așa cum spuneați, de condiții frumoase, normale, decente de viață. Vă mulțumim, la revedere! Presa Liberă Trecere cu Loredana Bălan la TV Sat.